Și da, fraților, ultima zi de plimbare, imediat o să plecăm spre Germania și astăzi vrem să mai vizităm Arcul de Triumf, aici din Paris, și un stadion foarte renumit. Blondule, cum se numește stadionul? PSG. Paris Saint-Germain. Ok. Roșu. Și acest stadion renumit. Așa că stați aproape și astăzi să vedem... Arată-le și tu priveliștea aia frumos, așa, de acum. Acum arăt. Hai să întoarcem camera să vă arăt și vouă. După. Rusia, Ucraina. Stai cu minte, tot. Ucraina s-a luat piciorul. Te leagă ăștia. Că mușchii mei minte nu are. Mușchii mei minte nu are. Te leagă ăștia. Și l-am găsit pe acest om foarte talentat la desen. Uitați și voi ce caricaturi face. Uite pe ăla. Ăsta îmi place. Ăsta? Ăsta îmi place. Sau ăla, sau ăsta. Ăsta cred. Ăsta. Și trebuie să-l facem și noi, știi? Talentat omul. Hai să-l facem. Uite, și ăla e frumos. Și ăla e frumos, dar ăsta e de mișcă chiar. E interesant. Hai. Prima dată o pictează pe ea. După aia mă pun și eu acolo pe scaun. Te e desenată, da, îmi depictează. Și după aia intru și eu. Hai să vedem dacă le are la desen, dacă sunt desenele lui acum, nu știu. Dar și vezi ce frumos faci. Meseriașul, talentat. Ia să mă întrebăm cu toți. Uite altul care face, ia să mă văd să fac mai bine. Eu, Lidia, poștă. Am mai văzut un băiat care face... N-am să vedem portrete. A, uite acolo. Ai văzut? A, uitați-vă, fraților, coadă la orice magazin, la orice chioșc. Uitați-vă. Full, foarte aglomerat. Stau să iau și eu două beri și stau de 20 minute la coadă. La acest chioșc mic. Așteptăm. Am reușit, fraților, am luat și berea, este jumătate de oră. Mi-a trecut și setea cât am stat la rând acolo. Suntem și noi aici, pe malul apei. Și privim bărcile. Bă, dar oare cât costă să mergem și noi cu ăsta? 10 euro, hai să mergem. 10 euro? Acolo, 10 euro. Da, bem o bere rece, după aia poate. Ne urcăm și noi într-un vapor de ăsta. Regina tot regine rămâne, nu? Cum ar veni? Escortată de cei mai musculoși bărbați. Cel mai musculos bărbat, Cox. Alex, cel mai musculos bărbat. Alo. Aude. Mamă, ce-ți aici numai fier, nebunul. Fier. Aureau, tot fierul ăla. Fier de ăsta, fier de ăsta de aici. Fier, vină. Și mergem un pic și pe Champs-Élysées. Cât mai e bine, mă. Facem stânga și ajungem. Ce aici? Casa lui Vuitton. Uite aici este casa lui Vuitton. Casa lui Vuitton. Bun. Maison lui Vuitton.
Și a, uite și Dior. Parfumuri și haine blonde, cele mai șmecheră firmă, Dior. Și suntem pe strada Champs-Élysées. Uitați-vă și voi, fraților, ce frumoasă e clădirea asta de la Dior. Da, fraților, după cum se vede, suntem pe Champs-Élysées. Și da, acum vrem să ne îndreptăm spre catedrala Notre-Dame. Așa, bun. Revenim de acolo. Și mașinuța noastră din Germania ne-a adus în Franța. Cu parcarea e belea pe Franța, e dar o parcăm și noi așa. Da, e liberă. E liberă, dacă ne o găsește, un saltă de nu mai scoatem de aici. Paștele catolic. Hai să ne îndreptăm spre catedrală. Cum se numește catedrala? Catedrala Notre-Dame. Și hai să-i dăm tare. Foarte aglomerat, fraților, n-am putut să ajungem acolo, că nu avem un sparcăm și uitați-vă voi ce pe străzi. Da, se pare că ne îndreptăm spre casă, spre Germania. Păi, din Franța ai ajuns la Köln, în Germania. Cum a? Am zburat. Da, fraților, ne-am oprit în Köln, în Germania. Gata cu Franța. Și poate și niște poze pe aici. La Louis Vuitton. Unde? Ah, de la Louis Vuitton din Franța în Germania. Hai, mergem încolo. Hai să vedem. Thank you.